Au folosit mașina de serviciu în scopuri personale și asta nu e tot. Ulterior au lăsat-o chiar sub semnul parcare interzisă. Doi polițiști din capitală au fost filmați de un martor după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Cazul a fost postat pe rețelele de socializare și a stârnit reacția internauților. Oamenii legii au luat apă în gură atunci când au fost întrebați de ce au parcat acolo, dacă stă indicatorul rutier care interzice acest lucru. Bună ziua! Ce să spun? Acolo este semnul care nu se poate parca pe acel automobil. Este semnul care nu se poate parca pe acel automobil. Totul s-a întâmplat pe strada Independenței din sectorul botanic al capitalei. Din imagini se vede cum un echipaj al direcției de poliție, fără să aibă girofarul inclus, a parcat pe partea dreaptă a carosabilului, ignorând indicatorul rutier, oprire interzisă. Eu n-am avut girofarul în supriză, în primul rând. Și-a pus la magazin. Potrivit marturului care a filmat toată scena, polițistul care era la volan făcea cumpărături într-un magazin specializat cu ustensile de pescuit, iar colegul lui îl aștepta în mașină. E ca așa poliții în ziua de azi? Sucup cu lucruri proprii. Întrebată ce mașina de serviciu a parcat neregulamentar fără să aibă girofarul inclus, polițistul a luat apă în gură, apoi a conectat butonul de avarii. Sau butonașul avarii spate de parcat acum de spate, da? Domnule, legitimația dumneavoastră, trebuie să mă dați. Eu am adresat-o dumneavoastră, legitimația spate. Nu mă știu să o duc sub automobilul. Nici polițistul care era la volanul automobilului de serviciu și care se afla la cumpărături nu a putut să răspundă și a urat tânărului o zi bună. Am pretenții că ați încălcat regulile de circulație. Da? Așa este semn, dacă puteți să uitați. Aha, și-am mai zis făcut. Eu nu știu, colegul dumneavoastră, poate scrie pe dumneavoastră pe ce zărbal, ca exemplu. Camera într-o parte, vă rog. Contactată de TV8, ofițera de presă a Poliției Capitale, Svetlana Scripnic, a declarat că pe numele polițiștilor a fost pornită o anchetă de serviciu, iar despre rezultatele acesteia se va anunța ulterior.